Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știrea care bucură pe toată lumea azi e că guvernul ia în calcul să prelungească compensarea prețurilor la carburanți, adică cei 50 de bani la litru pe care îi primim înapoi la casă când alimentăm. Nu este singura compensare care se aplică acum, mai importantă e cea pentru consumul de energie electrică al populației și unor agenți economici. Deși e aplicată cu anumite condiții, această compensare este foarte mare și acoperă mai mult de 3 sferturi din preț, dacă nu chiar mai mult. Adică, de exemplu, Enel oferă electricitate consumatorilor casnici cu prețuri care pot ajunge, în anumite situații, cu toate taxele, până la 5 lei kilowattoră. Dar prețul compensat este de 80 de bani pe kilowattoră, adică cât plătim. Restul, practic, statul plătește 4 lei sau ceva mai mult din cei 5 lei ai prețului real. Doar că statul în sine nu are bani. Aceștia vin tot de la cetățeni, din taxele și impozitele plătite de noi. Ne reamintește profesorul de economie, Cristian Păun, de la Academia de Studii Economice, care e acum la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, cât credeți că poate menține guvernul această schemă de compensare la asemenea proporții? Este foarte costisitoare, iar bugetul României, înainte de toată această criză, a plecat la drum în 2022 cu deficit excesiv. Deci noi atunci eram cu cheltuieli mult peste veniturile pe care le încasa sau previziona statul că urmează să le încaseze. Avem și o încetinire a creșterii economice față de ceea ce prognozam înainte de începutul acestui an acest lucru înseamnă de fapt și mai puține venituri încasate dacă, repet, excludem tot ceea ce s-a întâmplat pe partea de energie, gaz, carburanți. Și atunci, în momentul de față, cu siguranță mulți din acești bani vin pe datorie, vin pe deficit, vin la niște dobânzi extraordinar de mari și vin din lucruri care nu se mai întâmplă în România. Nu întâmplător, în momentul de față, guvernul se caută prin buzunare ca să majoreze pensiile, măcar cu acea rata inflației, care oricum nu este rata inflației pensionarilor, că ei nu cumpără toate lucrurile acelea din coșul de bunuri mare, de 5.000 de bunuri cu care INF-ul calculează inflația. Inflația la nivelul pensionarilor, din punctul meu de vedere, este undeva peste 20%. Ori tu, în momentul acesta, să vii și să le spui pensionarilor că mărești punctul de pensie doar cu 10%, înseamnă că le bagi mâna în buzunar, după ce le bagi mâna în buzunar luându-le o grămadă de bani pe tot ceea ce înseamnă preț energie, preț gaze, și toate alte prețuri crescute, pentru că aceste prețuri sunt foarte mari. Este nesustenabil și pentru că, de fapt, această diferență pe care statul o plătește direct companiilor din electricitate, producători mai ales, care sunt de stat, fie ai statului român, fie ai statului italian, cum este cazul Enelului, e bine, acești bani nu pleacă spre investiții în energie, nu pleacă spre, cum să spun eu, proiecte care ar trebui să ne ușureze viața în perioada imediată în următoare, când această schemă de compensare va înceta. Am înțeles deja că guvernul scapă printre degete anumiți beneficiari, pentru că e clar că nu mai are bani. Am văzut deja bâlbâielile în materie de ordonanță de urgență. E clar că nu au bani pentru toți, nu pot compensa la toți acest preț al energiei. Vedem că a apărut și povestea cu consumul de 300 de kilowați, dar pe anul trecut, când nu ne ajustaserăm consumul, adică nu aveam o problemă cu energia și mulți dintre noi nu erau foarte atenți la consumul energetic lunar, și acum guvernul a spus, nu, ne vom uita la datele din anul trecut, nu la datele de pe ultimele 6 luni, cum ar fi, de exemplu, normal, din acest an. Și apar tot felul de astfel de excepții. În final o să vedeți că această schemă va înceta să existe, pentru că, repet, produce foarte multe găuri în bugetul statului, lucruri care nu se mai întâmplă. Bun, acum n-aș vrea să înțeleagă cineva care e percepție că noi cumva aici pledăm pentru scumpiri, pentru prețuri mari. Nu despre asta este vorba. Evident că e o problemă care ne preocupă pe toți, ne îngrijorează și ne întrebăm ce e de făcut. Investițiile sunt probabil soluția corectă, numai că durează foarte mult. Și mai este o problemă de echitate. Adică asta este starea de fapt. Prețurile sunt foarte mari, statul dă niște bani, banii aceștia vin însă din taxele plătite de toți cetățenii, însă de această compensare nu beneficiază toți
în mod egal. În primul rând că unii poate nu folosesc genul acesta de energie, cel puțin la gaze, să zicem, iar alții au venituri foarte mari. Adică e genul acesta de compensare tip măsură generală, pătură care acoperă pe toată lumea și un model care funcționează și în alte cazuri. Cum e, de exemplu, transportul în subteran subvenționat din București, care este subvenționat de Ministerul Transporturilor, din fonduri publice naționale și alte subvenționări de acest gen, care vin din fonduri naționale, dar numai pentru anumite categorii sau pentru categorii care n-ar avea nevoie, de fapt, de aceste subvenționări sau și-ar putea permite să plătească prețul corect, prețul real, pentru că au venituri mai mari. Cum credeți că se poate rezolva problema asta? Asta trebuie, de fapt, să facă guvernul în perioada următoare, să identifice. Noi avem o lege a consumatorului vulnerabil, să aplice legea respectivă și să ofere ajutoare consistente celor care se află în această situație de vulnerabilitate și cam atât. Nu se extinde această schemă pentru că, e clar, resursele sunt limitate. N-ai ce să faci, asta este realitatea. Și să nu uităm încă o dată un lucru important. Producția în România de energie, 80% este a statului român. Statul român, prin companiile sale, produce această energie cu aceste prețuri. Sau alte state în cazul unor companii. Deci, el ar trebui să înceapă, prin companiile sale, o politică foarte, foarte agresivă de prețuri mici, astfel încât, în final, acest preț chiar să scadă la consumatorul final, pentru că, de fapt, statul aici este un pic ipocrit. El câștigă enorm de mult din prețurile mari la energie. N-a crescut taxele în anul acesta, dar, în schimb, a avut grijă că anumite prețuri pentru care noi suntem captivi, pentru că în energie electrică suntem destul de captivi, să crească semnificativ de mult. Nu vedem statul că vine și spune, noi, pentru că au crescut prețul în energie atât de mult, eu o să dau acciza afară din acest preț, pentru că nu poți să mai pui acciză și acciză la așa ceva, la un preț de 5 lei să pui acciză, e destul de complicat. Înainte prețul era mult mai mici. Deci statul face foarte multe nedreptăți astăzi. Ați dat un exemplu, eu vă dau un alt exemplu, la fel de important. Nu doar cel cu veniturile mici versus veniturile mari. Ce facem cu cei care își eficientizează consumul de energie? Ce facem cu cei care își îmbracă casa cu polistiren, își astupă toate găurile, balcoanele, ca să nu aibă un consum mare de energie? Pe aceștia nu îi premiem, iar pe cei care nu fac acest lucru, îi premiem. Mulțumesc! Mulțumesc pentru explicații și pentru intervenție. A fost în direct în deșteptarea profesorul de economie Cristian Păun de la Academia de Studii Economice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.